Diabetul este o boală foarte gravă. Este foarte gravă deoarece vine cu o mulțime de complicații foarte grave, inclusiv cu risc crescut de cancer. Se consideră că un om care este bolnav de diabet de tip 2 are un risc dublu de a face un cancer în cursul vieții față de o persoană care nu suferă de diabet. Practic, diabetul atacă orice structură din corpul nostru. Nu există niciun organ. Nicio celulă care să nu fie afectată de complicațiile diabetului. Se consideră că diabetul de tip 2 este mult mai periculos, deoarece, în momentul diagnosticului, deja persoanele afectate au complicații. Când vorbim despre complicații, acestea se împart academic, așa didactic, în complicații microvasculare, adică cele care afectează vasele mici de sânge și macrovasculare, adică afectează vasele mari de sânge. Bună, eu sunt Lăcră de la Sănătate în toate cu Lăcră și astăzi îți voi vorbi un pic despre complicațiile microvasculare ale diabetului și cum poți să știi tu că ești pe cale să faci aceste complicații. În cazul diabetului se vorbește de anumite organe țintă în care apar complicațiile și aici se înscriu ochiul, rinichiul, Fibrele nervoase. Haideți să începem cu ochiul. La nivelul ochiului apare o complicație care se numește retinopatie diabetică. Aceasta este cauza foarte frecventă de orbire. Atunci când vorbim despre cauzele generale de orbire, diabetul afectează vasele mici de sânge care asigură nutriția retinei. Retina este o structură care este situată în spatele ochiului, care transmite creierului informațiile vizuale, ceea ce vedem noi, iar creierul integrează aceste informații vizuale și le transformă în ceea ce reușim noi să vedem până la urmă. Când vasele de sânge de la nivelul retinei sunt afectate de către diabet, atunci se acumulează lichid și pot să apară chiar vase noi de sânge care nu și-au locul acolo, ceea ce duce la afectarea vederii într-un anumit grad. Cum poți să știi dacă ai retinopatie diabetică? E simplu. Oftalmologul face examenul de fund de ochi. Și atunci poți afla foarte simplu dacă suferi de retinopatie diabetică. Forma cea mai gravă de retinopatie diabetică se numește forma proliferativă. Asta înseamnă proliferare, înseamnă că se formează noi vase de sânge. Nu e bine pentru că aceste vase de sânge au o structură fragilă. Se rup ușor și atunci poate să ducă, printre altele, la hemoragie la nivelul retinei. Lucru foarte grav care poate să ducă la pierderea vederii. Cum se tratează retinopatia diabetică proliferativă? Se poate trata cu laser, se pot face anumite injecții cu anumit medicament care duce la fibrozarea acestor vase de sânge în ochi. Da, sună neplăcut, dar îți salvează vederea. Se spune că la persoanele cu diabet de tip 2 complicațiile apar deja cu 7 de ani înainte ca persoana respectivă să fie diagnosticată cu diabet de tip 2. Deci, diabetul tace și face. Complicațiile la nivelul rinichiului în forma microvasculară, deci cu afectarea vaselor mici de sânge, poartă numele de nefropatie, diabet. Aceasta reprezintă o cauză frecventă de insuficiență renală cronică, iar insuficiența renală cronică în fază terminală duce la dializă. Linicul are ca principală funcție să curețe corpul nostru, să pureze toate toxinele și chimicalele și mai știu eu medicamentele metaboliții medicamentelor din corpul nostru. Atunci când rinichiul nu mai funcționează normal, se acumulează în corpul nostru cantități crescute de diverse substanțe toxice pentru cum poți să te gândești tu că poate ai o problemă cu rinichiul, da? simptome care nu sunt specifice, practic, ești mai obosit, nu prea mai ai apetit, începi să scazi în greutate, ai grațe și vărsături. Iar în faze foarte grave se poate ajunge la așa-numita comă uremică, când există prea multă ureie în sângele, în sângele nostru, ceea ce intoxică și creierul și noi nu mai prea funcționăm normal atunci. Se apreciază că nefropatia diabetică se instalează după 12-15 ani de evoluție cu diabet. Cum știi dacă ai. Afectare renală, deci nefropatie diabetică, foarte simplu. O probă de urină, și laboratorul îți va spune dacă tu urinezi albumină. Albumina este cea mai importantă proteină din sângele nostru. Nu trebuie să pierdem albumină. Există o pierdere fiziologică de albumină foarte mică. De exemplu, după ce ne-am antrenat fizic la femeile însărcinate, dar. Această albuminurie se numește ea, trebuie să fie menținută sub un anumit nivel. Afectarea fibrelor nervoase de către diabet poartă numele medical de neuropatie diabetică. Este foarte frecventă la nivelul picioarelor. Simptomele de alarmă sunt că tu simți înțepături, furnicături, amorțeli, durere, o formă gravă. De neuropatie diabetică, cea care duce la durere, greu de controlat, există un semn specific pentru neuropatia diabetică la nivelul picioarelor și se numește semnul păturii sau al cearșafului. Adică tu nu poți suporta ca picioarele tale să fie atinse de o pătură sau un cearșaf, deoarece atunci îți dă o senzație de durere vie, de arsură. În caz de neuropatie diabetică cu formă dureroasă, Viața devine un coșmar, deoarece durerile apar în special noaptea, se intensifică noaptea, ceea ce îți afectează somnul și, bineînțeles, calitatea vieții, pentru că a doua zi tu nu mai poți funcționa normal dacă nu ai dormit bine. Dacă ai astfel de simptome, e bine să te duci la medicul tău diabetolog, iar diagnosticul sau suspiciunea de. Neuropatie diabetică la nivelul picioarelor este destul de ușor de diagnosticat, pentru că se poate măsura temperatura locală la nivelul picioarelor, se poate măsura sensibilitatea la vibrația fină, se poate măsura de asemenea sensibilitatea la cald și rece, se poate măsura și dacă simți înțepăturile. Și, bineînțeles, medicul se va uita și pe reflexele tale. Am să fac un video separat despre cum să ai grijă de piciorul diabetic, pentru că e foarte important ca tu acasă, prin măsuri extrem de simple, să ai grijă de picioarele tale în caz că ai dezvoltat complicații ale diabetului, astfel încât să nu ajungi la amputații. O problemă la fel de gravă ca și durerea la nivelul picioarelor în caz de neuropatie diabetică este faptul că ne pierdem sensibilitatea atunci când avem neuropatie diabetică. Atunci când cineva face neuropatie diabetică, își pierde sensibilitatea pentru cald și rece. Și se poate întâmpla ca persoana respectivă, de exemplu, să nu-și mai da seama de ce temperatură are apa atunci când face un sau o baie la picioare. Și atunci pot să apară leziuni. Iar complicația cea mai gravă în caz de neuropatie diabetică se numește piciorul șarco. Atunci toate structurile articulare și osoase de la nivelul tălpii piciorului se prăbușesc, apare o durere înfiorătoare, apar mici fracturi greu de diagnosticat dacă medicul nu se gândește că poate să existe o asemenea complicație, dar ușor de diagnosticat dacă se fac investigații radiologice. Tratamentul, tratamentul este în primul rând prin imobilizare. Nu mai ai voie să calci pe piciorul ăla o anumită perioadă de timp, destul de lungă. O altă complicație frecventă a diabetului este așa numitul sindrom de tunel carpian și este datorat compresiei unui nerv numit nervul median care se află, care trece pe aici pe la încheietura mâinii. Poți bănui că poate ești pe cale să dezvolți un sindrom de tunel carpian dacă începi să faci înțepături, dureri, arsuri, furnicături la nivelul degetelor și încheieturii mâinii. Diagnosticul se pune prin testarea vitezei de conducere nervoasă sau mai simplu electromiogramă. Tratamentul sindromului de tunel carpian este cu medicamente împotriva durerii, uneori se injectează și steroizi tip hidrocortizon, imobilizare și, în cazurile foarte avansate, operație. O altă complicație foarte frecventă a diabetului este afectarea sistemului nervos autonom. Ce înseamnă asta? Sistemul nervos autonom e o chestie care ne controlează foarte multe lucruri din uh, viața noastră, cum ar fi bătăile inimii, respirația, activitatea intestinală. Deci e separată de controlul nostru voluntar. Aici se înscriu afectarea stomacului, afectarea funcției stomacului, ceea ce poate să ducă la dureri insuportabile, grațe și vărsături, Vărsături peste vărsături, greu de tratat. Acest lucru se numește gastropatie diabetică. Alte semne că sistemul nervos autonom este afectat de diabet sunt, de exemplu, lipsa transpirației, tulburări de urinare, impotența. Atenție, impotența este o complicație a diabetului, mai ales a diabetului de tip 2, și poate fi primul simptom la bărbați că există un diabet. În cazul afectării sistemului nervos autonom de către diabet se poate întâmpla și așa că faci ceea ce se numește ortostatism, adică atunci când te ridici brusc din pas sau canapea, fotoliu, scaun, atunci îți cade tensiunea arterială foarte mult, ceea ce înseamnă că creierul tău nu mai are un aport de sânge adecvat, iar tu amețești, poți să cazi, poți să te lovești la cap, poți să-ți rupi vreun os și se poate întâmpla chiar să faci infarct de miocard fără durerea tipică de infarct. Sunt multe persoane care au diabet și ajung la camera de gardă datorită altor condiții medicale și când doctorul le face un EKG îi întreabă Auzi, dar tu ai avut infarct la viața ta? Nu, domnule doctor. Păi uite că eu văd aici că ai avut. Deci persoana a avut un infarct fără durere. E tot o complicație a diabetului. Așa, pe scurt, am încercat să-ți prezint un pic care sunt complicațiile grave ale diabetului, care duc la sfârșitul tragice, de exemplu, pierderea vederii, insuficiența renală cronică în faza de dializă, insuficiența cardiacă, amputația. Acum știu un pic mai mult, e ușor de diagnosticat fiecare complicație în parte, este doar important ca tu să știi despre ele și atunci când ai anumite simptome și ai și diabet, să vorbești cu diabetologul tău, cu medicul tău, să-i spui că ești puțin îngrijorat, că poate ai o complicație și atunci investigațiile se vor face. Îți mulțumesc frumos pentru atenție. Te invit și în blogul meu .blog, unde vei găsi o mulțime de informații, cred eu, utile. Te aștept data viitoare. Dacă ți-a plăcut, like, abonează-te, dă drumul la notificări, distribuie și sănătate în toate!